Scholz, pentru că este prima vizită a cancelarului. Sunt teme foarte importante de discuție pe care le au cei doi și în câteva momente ar trebui să vedem declarațiile celor doi. O să le urmărim în direct atunci când vor începe. Între timp, aș vrea să mergem acum, pentru că președintele Moldovei, Maia Sandu, este în vizită la Palatul Regal, acolo unde este primită Maia Sandu de custodele coroanei, de majestatea sa Margareta și principele consort. Vedem imaginile, sunt în direct acum. Da, după această poză pe care o vor face, urmează plantarea unui copac la care participă Maia Sandu, un dejun de lucru, imaginile în direct, spuneam. Mergem acum la Palatul Cotroceni pentru că sunt declarațiile momentului. Președintele Klaus Iohannis, după prima discuție cu cancelarul german Olaf Scholz, să-l ascultăm. Relațiile dintre România și Republica Federală Germania au un veritabil caracter strategic. Avem interese comune puternice legate de asigurarea prosperității și a securității europene și acționăm coordonat pentru atingerea acestor obiective atât în cadrul Uniunii Europene cât și în cadrul NATO. Discuțiile de astăzi au vizat dinamizarea cooperării bilaterale pe toate planurile, în special în contextul actual marcat de multiple provocări și crize suprapuse. Am evocat liantul autentic dintre cele două țări, reprezentat de comunitatea românească din Germania și de cea a etnicilor germani din România. Germania nu este doar cel mai important partener comercial al României și al doilea investitor în economia românească, ci și un aliat de încredere care contribuie la asigurarea securității în regiune. În prim planul convorbirilor s-a aflat, bineînțeles, situația de securitate determinată de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Am prezentat sprijinul multidimensional acordat Ucrainei în diferite domenii, inclusiv prin facilitarea tranzitului de cereale, precum și măsurile pe care noi le-am luat în sprijinul celor peste 3,8 milioane de refugiați ucrainieni care ne-au trecut granița și a celor peste 110.000 dintre aceștia care au decis să rămână în România. Este crucial ca toate aceste eforturi să continue cât timp este nevoie, atât din partea Uniunii Europene, cât și din partea statelor membre. Discuțiile noastre au vizat totodată posibilitățile de creștere a sprijinului României și al Germaniei pentru partenerii estici, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și în cadrul NATO, mai ales pentru Ucraina și Republica Moldova. Am subliniat în special că este foarte important să sprijinim substanțial stabilitatea și reziliența Republicii Moldova în fața provocărilor securitare cu care se confruntă, inclusiv în plan energetic. Am mulțumit cancelarului Scholz pentru sprijinul acordat întăririi flancului estic, pentru misiunea de poliție aeriană în spațiul aerian al țării noastre în anul 2022, precum și pentru prezența în structurile NATO din România. Sperăm să dezvoltăm această cooperare pentru a consolida în mod semnificativ postura aliată de descurajare și apărare în fața provocărilor tot mai complexe. Marea Neagră este acum mai mult ca oricând de importanță strategică. De aceea, susținem că este necesară o prezență sporită a NATO în Marea Neagră, ceea ce reclamă includerea problematicii Mării Negre în toate procesele relevante pentru consolidarea securității spațiului euroatlantic. Am avut totodată o discuție amplă cu cancelarul Scholz cu privire la aspecte de actualitate de pe agenda europeană.
Aderarea României la spațiul Schengen este principalul nostru obiectiv. Germania ne-a fost alături, ne-a susținut activ și a mulțumit și astăzi domnului cancelar pentru această abordare. România își îndeplinește rolul de garant al securității la frontiera externă, fapt recunoscut la nivel european, iar aderarea la Schengen va consolida acest spațiu. Am abordat în cadrul discuțiilor și subiectul extinderii Uniunii. România și Germania susțin continuarea acestui proces pe baza meritelor proprii. Balcanii de vest rămân o prioritate esențială a Uniunii. Am reiterat sprijinul principial al României pentru viitorul european al statelor din Balcanii de vest, inclusiv prin furnizarea de expertiză în domenii critice și pentru asigurarea unui mediu stabil și sigur în regiune. Împărtășim o viziune comună și cu privire la valențele strategice ale extinderii spre est a Uniunii. Am evidențiat sprijinul pe care România îl acordă pentru avansarea parcursului european al Republicii Moldova și al Ucrainei. Am discutat de asemenea și despre inițiativa celor trei mări și am prezentat obiectivele summitului de anul acesta pe care îl voi găzdui pe 6 septembrie. Am salutat interesul și sprijinul constant manifestate de Germania pentru inițiativă și am invitat partea germană să aibă o participare la nivel înalt la summit, dar și la forumul de afaceri organizat în marja summitului. În încheiere, doresc să vă mulțumesc, domnule cancelar federal, pentru vizită și pentru deschiderea manifestată cu privire la toate aspectele abordate astăzi în discuție. Domnule cancelar, aveți cuvântul, Olaf Gastasfort. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Klaus, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr heute hier. Doamnelor și domnilor, mă bucur foarte mult să mă aflu astăzi aici la București, oaspete. Vă mulțumesc pentru primirea prietenoasă. Anul trecut am avut o aniversare importantă, și anume 30 de ani de la semnarea Tratatului de Prietenie Româno-German. Numeroase evenimente și întâlniri în ambele țări au subliniat multitudinea relațiilor noastre și ne-au apropiat și mai mult. Acest lucru a arătat cât de bune, strânse și bazate pe încredere sunt relațiile noastre bilaterale. Minoritatea germană aici în România și comunitatea românească din ce în ce mai mare din Germania sunt importanți făutori de punte între țările și societățile noastre. Relațiile noastre economice sunt o reală poveste de succes. Germania este un investitor important în România. Schimburile noastre comerciale au atins de curând un nou record. Cu precădere în domeniul energetic și industrial, președintele Iohannis și cu mine vedem un mare potențial. Avem multe puncte în comun în ceea ce privește temele cheie de politică europeană, externă și de securitate. Acest lucru este valabil și cu precădere în ceea ce privește atitudinea noastră față de agresiunea rusă împotriva Ucrainei, contrară dreptului internațional. Am arătat acest lucru în mod ferm atunci când am vizitat amândoi Kievul alături de Emmanuel Macron și Mario Draghi, întâlnindu-l pe președintele Zelensky. Acest simbol puternic european a fost important. La fel de important este și faptul că vom sprijini militar Ucraina atât cât va fi nevoie. Lucrăm împreună la acest lucru. Doresc să-mi exprim aprecierea față de România pentru rolul său important la preluarea a numeroși refugiați din Ucraina. Este un deosebit gest umanitar. Și Germania a preluat peste 1 milion de ucraineni. România joacă un rol important la sprijinirea transporturilor internaționale umanitare în Ucraina. Datorită României, Solidarity Lane ale Uniunii Europene au contribuit în mod esențial la transporturile de cereale. Este bine să avem un partener de partea Germaniei pe care ne putem baza.
Unitatea în cadrul Uniunii Europene și ca partener transatlantic este și rămâne decisivă în această situație. Germania se află ferm de partea României. Aceasta înseamnă, și o spun și astăzi aici răspicat, înseamnă și obiectivul ca România să obțină în sfârșit în acest an statutul de membru deplin la spațiul Schengen. Țara dumneavoastră a depus mari eforturi în acest sens, trebuie să onorăm acest lucru. L-am asigurat pe președintele Iohannis încă o dată de susținerea mea în acest sens. Sunt foarte impresionat de solidaritatea României cu Republica Moldova. Acesta este un exemplu de reală vecinătate europeană și un exemplu în Europa. Mă bucur că vom avea prilejul în această după-amiază să avem o întâlnire comună cu președintele Maia Sandu pentru a discuta despre situația în Moldova. Doamnelor și domnilor, vedeți cât de strânse și bazate pe încredere sunt relațiile noastre și sunt sigur că vom aprofunda în continuare relațiile noastre. Această vizită reprezintă un bun fundament pentru aceasta. Vă mulțumesc! Atât pentru domnul cancelar, cât și pentru domnul președinte. Producătorul german de armament, Rheinmetall, a anunțat ieri că va deschide un centru de mentenanță pentru echipamentele militare folosite în Ucraina, în România, la Satu Mare. Aveți detalii despre funcționarea acestui centru? Este deja funcțional? Când se va întâmpla acest lucru? Și intenționează cele două țări să crească cooperarea în acest domeniu militar, poate și pentru producție, având în vedere angajamentul Germaniei de a crește sprijinul militar pentru Ucraina și intenția României de a-și revitaliza sectorul de industrial de apărare. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru întrebare, pentru că îmi dă prilejul să vă spun că colaborarea noastră pentru sprijinirea Ucrainei este foarte intensivă și desigur că acoperă și întrebările puse de dumneavoastră și este clar că trebuie să asigurăm că aceste utilaje și să fie și supuse unei mentenanțe și vom urmări acest aspect împreună și ca europeni și ca aliați în NATO. Puteți fi siguri că vom face acest lucru cu mulți, mulți pași și în viitor. Aș începe cu o afirmație. Investițiile germane care s-au făcut în România au fost de succes și cred că sunt atât în interesul antreprenoriatului german, cât și în interesul României. Sunt locuri de muncă foarte bine plătite, se participă masiv la perfecționarea forței de muncă. Avem câteva exemple de școli de calificare și acest lucru arată că aici vorbim de mult mai mult decât o banală colaborare economică. Este o colaborare cu foarte multe valențe. Dacă această firmă relevantă în Germania va investi într-o locație în România, atunci acest lucru este de salutat. Și da, există multiple contacte pentru a convinge investitori din Germania să vină în România și pentru îmbunătățirea mediului de producție destinată apărării naționale. Detaliile despre aceste chestiuni vor fi, evident, făcute publice atunci când se ajunge la finalul unor posibile negocieri tehnice. Una peste alta, eu personal am sprijinit și voi sprijini în continuare atragerea de investiții germane în România, indiferent dacă vorbim despre producția în apărare sau despre alte sectoare. Peste tot avem investitori din Germania, peste tot rezultatele sunt dintre cele mai bune și se constituie într-o componentă relevantă a parteneriatului nostru strategic. Andreas Rinke von Reuters, eine Frage.
Andreas Rinke de la Reuters, o întrebare către domnul președinte. Amândoi ați menționat aderarea României la spațiul Schengen, care a fost blocat de ceva. Deciziile momentului, doamnelor și domnilor, ați văzut, cancelarul Olaf Scholz a anunțat că sprijină țara noastră pentru aderarea la spațiul Schengen și vedem câte se fac în contextul războiului ruso-ucrainean. Dar haideți să vedem